Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem pe 9 astăzi, 9, cei 40 de sfinți și 44 de pahare să bem, nu? Cam așa am înțeles eu. Nu avem timp să băut, că suntem la stupină, la treabă. Vine acum și timpul să fugim la lecții de matematică. Asta este activitatea continuă pe care desfășurăm. Să vedem ce temperatură este acum la bord. Hai să vedem cam care ce mi-e indică mie aici. Așa, 7 grade. Da, 7 grade, ca e reci, reci. Albinuța nu se simte bine la momentul ăsta, nu poate să ies afară. Dar noi venim și facem activitate destul de interesantă, da? V-am povestit și altă dată, hrănirea în folie dublă este o chestiune care nu mai este un secret pentru cei care mă urmăresc, filmulețe profund online. Deci, acum, am strâns exact pe 4 rame care sunt cu puiet, da? Deci este strâns la maxim cuibul, ca să fie căldură, dragilor, pentru că ce discutăm iar, noaptea poți fi, nu? Iată că cu 7 grade la ora 12, poate să fie și temperaturi mai reci. Biostupul se comportă superb pe perioada asta, iar la ce am ajuns și la ce concluzie am ajuns este următoarea. La o parte din ei am lăsat spațiu din spate gol. De ce? Să vă explic care mi-a fost raționamentul. Deci la unii am pus 3 într-unul, la alții am lăsat doar 2. Pentru că aici acum pot face și hrănirea pe lateral, pe spate. Da? Uitați că am lăsat ochiul deschis, așa, stânga-dreapta, am avut o ramă, am găsit o ramă pe aici pe care am ciugulit-o un pic, Albina și-a venit, a mirosit, vine aici, eu o pun chiar lipită, după aceea pun diafragma, da, ca să țină căldura, și pe urmă mai vin cu o ramă care o sprijin, așa. De ce am lăsat-o spațiu liber? În afară de faptul că și hrănesc acolo prin cu ramă, prin ochiul acela lateral, prin ochiul de la cele două ochiuri, în clipa în care se umple de puiet, deci când vor fi, cred că după mine în 2 săptămâni de zile vor fi pline cu puiet, full aici. Și atunci eu voi lua din față cele 4 rame, să zic, 4 de puiete voi lua, puiet căpăcit, da? Și le pun cu tot cu matcă aici în spate. Aici voi completa. Că fiindcă am 6 rame cu puiet, aici mai am încă 2 de la asta care las aici. 6 și cu 2, 8 rame cu puiet, vă dați seama ce. Și pun, alternez rapid până și îl umplu pe toate 12. Bag 4 foi urgente aici. L-a crescut. Probabil că dau și copaci, zic și eu așa. Și la vremea aceea pot crește rapid 4 foițe. Dacă nu, pun rame de celelalte cu copii de miere, cu însușiri, care sunt perfect făcute, bun de ouat, ca să nu le supun la un efort încă. Și ăsta de aici din spate stă la căldură, deci cu cele 4 rame de puiet, își va face albinuța, îi voi da drumul pe rampa de zbor de aici, da? Și el ușor își va face albinuță. Ăsta profită și de albina toată călătoare pe care o știa, nu? Care o avea aici. Ăsta se duce ca trenul, pur și simplu. Deci va fi full, rapid, matca respectivă și din partea asta altă și totul va fi perfect. Deci, acum, ce facem? Observați că am pus niște mere cristalizată, am mai pus o ramă laterală aici cu miere, pentru că celelalte rame cu puiet să ful acolo și mai puțină miere m-au. Bănuiesc eu așa, nu am putut deschide acum să mă uit, dar asta facem. Și acum pun distanțierile astea ca să pot să poată circula albinuța printre cele două folii. Da? Deci rănirea în folie dublă este spectaculoasă. Cine nu a făcut-o, n-a încercat-o, agil biostupi, bine, puteți face și la familiile pe care le aveți dumneavoastră, la stupul obișnuit,
Eu nu mă dau în lături să vă spun. Adaptați din ce avem acum, ce este, care e performanța aici și faceți și așa. Să vedeți ce anume, ce performanță vă obțineți. Da? Deci în ideea în folie dublu cu mere cristalizate, nu cu pungi, cu turte. Turta am făcut-o eu acum. Uitați-o. Așa este turtița. O cumpărați din comerț. Nu o să compară cu ce fac eu acum. Deci asta e performanță maximă pe care o obținem la stimulare. Mai bun ca asta, mai sănătos și mai puternic și mai valoros decât așa ceva, nu se poate. Deci, venim cu ea până aproape ca să nu se lipească foliile, se poate intra albina picul pe margine și iată, în felul ăsta am acum o calc așa un pic între cele două folii, da? Am calcat-o și am făcut turtița pe care o luăm din comerț. Comerț. Turtițe de astea găsim în comerț. Numai în locuitoare. Și acum deschid partea asta, voi face aceeași poveste. A fost aici turtița, a terminat-o. Singura pe care o urmăresc va fi rama asta de aici. Dacă mai are sau nu miere, mă interesează și asta din coace diafragmă, dacă mai are sau nu miere. Dacă nu, pun o ramă gărcată cu miere, plină cu miere, pe care îți drăiesc un pic, lateral. Aici am rezervă, are și de aici, are și de aici, pun și deasupra. E o treabă serioasă. Acum, hai să vă arăt, să vedem la cel care l-am făcut mai devreme. Adică acum 2 minute, dacă s-a și apucat albina de lucru. Bănuiesc că da. Aici, cu o singură mână să-și filmez, dar pentru voi meritați și orice efort pe care îl fac eu nu-i prea mare pentru bucuria pe care vă produc, pentru că sunteți atât de interesați și atât prin telefon care mi-l dați, prin tot ce se întâmplă. M-am determinat să fac și efortul ăsta pentru a vă mai pune câte un filmuleț. La acela care l-am pus acum vreo 26, l-am făcut pe 7, s-au pus, am văzut acum vizionări cât cuprinde. Da, uitați-vă. Deci eu și pornit albinuța. Da, asta e activitatea. Așa, să vedem și în partea asta, dacă a pornit. Asta am pus-o a doua oară, de așa aici vine albina. Simt mirosul. Uitați aici. S-a apucat acum 2 minute. 5 minute, aș zic, cât am pus în partea cealaltă și a început filmulețul. Da? Deci, lucru... Da, m-a întrebat cineva dacă scoatem grilile de anteșoareci. Păi nu, dragilor, pentru că uitați-vă. Când apare un moment de rece, pe aici nu o face șoricelul. Uitați, eu am lăsat, ați văzut din ce am făcut grila întrișoaric. Însă am lăsat un pic, am dat-o în două. E foarte mare spațiul ăsta la biostu, pentru că trebuie să introducem colector de polen pe aici. Și atunci eu am făcut așa fel încât să îl dau, să încapă doar albinuța când intră pe aici și prin găurile acestea. E suficient, să știți. E suficient spațiu pentru cât în perioada asta. Dar și dacă se aglomerează, ia și roade din polistiren și pe măsură ce simte nevoia să își mărească spațiu, o face ea singur, nu mai am eu nevoie să intervin. Mențin grilele, deci grilele antișoarele le mențin până când nopțile sunt în jur de 7, 8, 10 grade, pentru că sigur, și până când se umple stupul. Că dacă stupul e plin cu albină, nu mai are șoarecul niciun... nu mai are curaj să apropie. Așadar, ați înțeles acum ce lucrare facem și care este ideea pentru ca să puteți face stimularea cât mai bună. Că de performanța asta acum la stimulare depinde
valoarea familiei. Dacă ne lăsăm așa pe cât trage ea, trage, dar trage puțin. Ea este foarte atentă ca nu cumva să se epuizeze hrana și căldura și hrana de calitate, matcă tânără, face ca... Vedeți, strângem exact pe maxim cu puiat. Nu lăsăm nicio ramă în cuib. Asta trebuie să vă spun. Asta este ideea pe care o am. Și vă propun și vouă să faceți la fel. Din nou aici am avut spațiu liber, lăsat, deci în buzunarel, cu aceeași idee, nu peste tot repede, nu am reușit peste tot, am lăsat cam jumătate din ei, am lăsat cu 3 și jumătate cu 2. Experimentul pe care vreau să-l fac este acela că în momentul în care îmi iau pe asta, altfel dacă nu, dacă am 3, nu mai pot retrage pe ăsta în spate, rămâne ăsta aici și atunci iau unul de aici din față și cu un altul din partea cealaltă, unii 3 vecini, rămâne ăsta de bază și ăsta împreună cu îl duc într-o altă parte, într-o altă ladă, câte 2. Deci 2 în față vor fi, stânga, dreapta, într-o altă ladă. Și așa descongestionez. Însă, experimentul pe care vreau să-l fac acum, sper să fie unul mai... să fie chiar și cu rezultate cu adevărat, să fie valoroase. Pentru că el stă ăsta din spate la căldură, așa. Spuneam că îl las și dacă ar fi altele, îl las aici la, pe poziția lui. Iar când îl aduc aici în spate, pe unul din cei 2, de regulă am să-l aduc pe ăsta. De ce de ăsta pe ăsta? Pentru că în momentul în care își va face albina călătoare, ia albina călătoare de aici, pe partea asta, se poate ușor adapta și o parte din albină, o parte din albină se va putea duce în față. Da? Și ce îmi face atunci? Dacă duci în față, îl depopulează continuu. Că după mirosul dinainte... Nu, cred că mai deșteaptă ideea. Îmi fac și așa, și așa. Dar mai deșteaptă este ideea să-l iau pe ăsta tocmai din partea aceea cu ieșirea în față. Da? Deci care are ieșirea aici în față. Pentru la biostup. Pentru că sper eu că albina care era călătoare știa să ducă pe partea ce se duce, iar asta nouă nu va mai face ocolul stupului, să zic. Asta nouă se va duce pe rampa din buzunărel, da? Aici. O să văd care e mai avantajul. Depinde acum și de populație, depinde și câtă... Dar eu am să fac așa la aproximativ situații egale, care ar demara mai repede, care merge mai repede. Da? Deci voi studia problema asta și nu stau pe gânduri, voi face și filmulețul ca voi să știți exact ce spun eu. Da. Atâta, dragilor. Un filmuleț scurt. Nu-i timp pentru prea multe discuții. Deci, ideea este, lăsăm grilele până mai târziu, nu ne deranjează. Am început să miște câte o albinuță pe aici, acolo, dar îl duce după apă, e problemă să răcuța. E rece, la 7 grade, nu te joci. Însă, ia să ne uităm. Iată aici, chiar a început să miște. Așa. Uitați-o că ea începe să-și dea drum. Și vine și cu polen. A avut timp să duce pe polen. Mă, figură ce ăștia. Acum cu apa. Problema cu apa, cu puietul și nevoie de apă. Da? Deci, observați cum îți dau drumul. Un pic dacă bate soarele, gata. A fost ceață până acum.
E și pe stânga și pe dreapta. E, unii vedem că rampa din buzunar închis, înseamnă că sunt mai două. Stânga, dreapta aici. Ia să mai vedem și la alții. Iată și aici activitatea destul de pornit. Da? Aici sunt trei, dragilor. Trei că avem rampa de zbor. Rampa din buzunărel deschisă. Să vedem. Spuneam că am văzut cu polen. Să vedem. Dacă nu am văzut, cumva din aur nu era nicio albinuță. Cum a avut timp să duc să găsească cu polen, să-mi parcă. Pare de necrezut. Da. Acum așa de drum. Asta este ideea pe care am vrut să vă spun despre hrănirea în folie dublă și acolo unde lipsește și hrănirea laterală și pe aici lateral, da? Deci am pornit cu toate pânzile sus așa pentru dezvoltare rapidă și căldură asigurată, stânga-dreapta, nu? Deci, atenție, strângem cuibul la exact câte rame sunt cu puiet. Da? Așa trebuie văzut. Iar în restul îi dăm sentimentul de cules, de nu știu ce, duc și pe stânga și pe dreapta, deci e cules puternic aici. La revedere, dragilor! Pe curând!